toloc asta de între șag și calea ferată. Nu știu ce ne mai putea să aducă gunoi, dacă nu tot oamenii care locuiesc aici. Sau măcar ei ar fi trebuit să denunțe. Că iată vecinul cu tare, vecina cu tare, a aruncat gunoaie. Că-i sănătatea lor și a copiilor lor. Nu-i așa? Unii iau plantații aici. Ce gustos ar fi fost murele fără peisajul ăsta dezolant și revoltător. Nu mai spun că unii agricultori aici au ars vegetație. Nu știu de ce ei cred că în felul ăsta ajută pământului, când de fapt mai bine o lăsau la marginea lotului să putrezească și după aceea o împrăștia pe lot și ar fi fost mai sănătos. Cam în felul ăsta, dar nu cu plastic. Plasticul degradează în sute de ani mai repede dacă stă la soare, e adevărat. Găini crescute în grădină. Căței liberi, dar îngrădiți. Cățelul ăsta e mai boier, așa, are vreo 4 case și nu face gât. Le-o fi obținut prin fraudă. Țâncul ăsta e ținut în locul porcilor și nu știe cum se interpreteze situația. Căsuță cochetă, ca bordeile de altă dată. Antreu și camera de dormit, bucătărie și tot ce vrei, totul într-un singur încăpere. Presupun că trăiește cineva aici. Și mai presupun că gunoiul ăsta e generat de alții. Nu de omul care trăiește într-o cameruță. Dar mai știi? Ori pisica a cui o fi? Miau? Miau. Asta crede că s-a camuflat. Graviduță? Sălbăticuță? Pizzerie tradițională, luni marți e închis. Interesant cum se numesc străzile, probabil sunt puține, maxim 20. Gospodarii au nu numai găini pe aici, dar și fel de fel de păsări bătăușe. Casă veche, bătrânească, din lut, întărită cu un gard din beton și astupate geamurile. Acum dacă vrei să vezi oamenii pe stradă, ieși pe bancă. Bicla la partea magazinului. Omul nu se teme, are încredere în alți oameni. Sau stau cu bețele în mijlocul drumului, sau las copiii să pedaleze pe mijlocul drumului. Curat curaj.
Ăsta-i tupeu de borfaș. Mașina murdară, casa lăceasă și merțan parcat pe tot trotuarul. Tot la șag. Se vinde lemn pe stradă. Nu știu cât de legal e tăiat, dar nu văd niciun fel de marcaj pe el. Totuși, dacă stă la vedere, probabil știe și poliția ce face omul aici.